12 cători de execuție, 2 smoke-uri pe care le putem folosi aici, dar Boostrex aștepta acolo pe colțul de la Cabi. FNK pică, rămânem în 4 oameni. Va veni probabil cu smoke pentru căruță. Oh, Boostrex îl doboară și pe White. Iată cum îl prinde pe gap pe jucătorul de main AWP de la cei de la All-Star. SX scoate pe Yoshi, Sound pică și el. Din păcate aici o SX cu Rene trebuie împreună să scoată această situație de 2 vs 2 inside, apoi 2 vs 3 per general. Rene îl doboară pe Rene. SX rămâne de unul singur acolo pe 250-ul și fără armură din păcate. Error vine, așteaptă la gap. SX are smoke-ul din față, poate să avanseze până lângă site. Urcă acolo ușor pe căruță, îl prinde pe Rend cu un headshot și este 1 vs 1 în momentul de față. N-are armură nici Aaron. Aaron trage acolo după adversar. SX ia dublajul, pardon, duelul acela și Aaron îl prinde pe un pic scurt, probabil ai SX. Și două famasuri totuși vor fi bune împotriva armamentului All-Stars, echipamentului mai exact. Vorbim aici de partea de armuri. Iată-l acolo pe Rend dând, făcând double kill-ul și apoi reușind tragând la Yo-Yo, se află un adversar, White este observat, rămâne Rene de unul singur, 1 vs 4, trebuie să tragă oameni după el aici dacă se poate, dar este cam greu pentru că Blaze vine cu P-Fire-ul și el va fi aici 2-0 pentru cei de la Young Punk. Înspre site-ul B, FNK avansează, White are un jucător confirmat acolo, sus la ghiveci și ulterior este eliminat, dar SX cumva, sub efectul flash-ului, îl doboară pe Rene, timp kill-ul vine de la All-Star, dar tot rămânem în avantaj, Boostrex mai scade din efectivul de jucători și acum avem situație de 3v3, chiar face double kill-ul, Sound vine acum la rotație, este de unul singur, White face fake. Îl prinde pe Aaron, double kill-ul Petru l-a scos și pe Boostrex și pe Aaron de asemenea. Yoshi, hai să vedem dacă face picul. Acolo Sound aruncă fake flash-ul, era acolo un decoy. White iese cu picul peste adversarul aici, său. În felul în care Young Punk s-a așezat în apărare, verică slabă, dar Boostrex îl prinde pe FNK la pic, un pic cam agresiv. L-am pierdut pe FNK după cum ați văzut acolo la picul acela. Boostrex sub efectul flash-ului, el doboară pe SX, se pică Sound, Blaze continuă și poate chiar să doboare o echipă întreagă a celor de la All-Stars. 3 eliminări pentru el, 4-1. Înseamnă că va fi o rundă destul de agresivă. Sound se bagă acolo prin smoke-ul pentru lung și îl va prinde cu siguranță pe Boostrex. Fragul vine pentru playerul nostru, AWP-ul este recuperat și n-are armură. Sau să joace el cu AWP-ul pentru cu simplu fapt că nu are armură. Rămâne de văzut. Blast din nou. Băiatul ăsta vede atât de bine în zona aia întunecată de la gap, în picurile de la All-Stars, dar Young Punks deja s-au rotit cu oamenii. Yoshi cu aceste penole elimină pe Sound, respectiv Blast încasează și el acolo încă eliminare în con. Hai White, double kill-ul! White superb, SX cu tecnole. A eliminat și el de asemenea un jucător. White e greu să facă picul de aici. Dacă coboară, îl aude. Da, coboară într-adevăr. Fac picul împreună, dar SX este cel care aduce și el un al doilea frag pentru adversari. Iată-l pe FNK, ce entry frag super, Boostrex, niciun drept de apel și atenție. Face picul dreapta, Yoshi trebuie neapărat verificat. Se pune presiunea acolo dinspre nisip și Blaze îl scoate pe FNK. Trebuie să facă picul Rene măcar către site, să-l doborâm pe Yoshi și până la urmă curățăm acolo. Rent cu Air în 2 vs 4, încearcă exit frag, deja se face picul în mid de către White, crezând că va pinde un jucător la rotație early de la Young Punks, dar mai degrabă ei deja erau setați pentru situația de save și poate chiar acum să vină retake-ul, să vedem, da! Chiar un deagle extra, dar aceștia trebuie să construiască fără armuri în jurul coechipierilor lor. Efectul de aim punch, ceea ce înseamnă că adversarul nu va putea să nimerească bine. Totuși aici FNK n-a tras primul. Vine și heul pentru library. Boostrex acolo i-a dus la 29. Încearcă să tragă probabil, dar Sound de asemenea își trage și el acolo câteva glanțe către library, reușind fragul cu succes. SXL prinde pe Aaron, eliberăm ușor aul. Deși mai sunt doi playeri acolo, era practic stack-ul de 4 jucători de la cei de la Young Punks, dar rămâne și noi cu fix 4 oameni la datorie. Rend va salva. Trebuie computers pe Instagram. Parcă de Aaron Boostrex s-a mai auzit, de restul nu. Iată-l acolo pe SX, iată-l pe Sound. Două fraguri, dacă am văzut bine, unul în mid, unul în banană. Rămâne un singur jucător. Boostrex, căutați jucătorii, vedeți la ce echipe au mai jucat. FNK, foarte bună reacție acolo pe Aaron. Eliminarea vine, 4 vs 2, plant. Am înțeles, deci dacă nu găsiți e clar. Rene, Rene, Rene. Bine, Rene! Îl doboară pe Blast acolo pe colț. Restul jucătorul de la All-Stars sunt total în extrema
total opusă a adversarilor. Cu toate acestea, Blaze se bagă spre banană. Acolo din mici, agresivitatea vine de la cei de la Young Punks. Foarte bine acolo White, double kill-ul Ren, asemenea îl doboară pe adversar. Și Yoshi a prins duelul acolo cu White. Apoi în a 11-a rundă să vină instant cu agresivitatea. Dublajul se întâmpla acolo static, chiar de la Boosterex și de la Quake Pierul său. Blast vine acolo să XL la pic. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar playerii care fac entry-urile în site-ul B fac track superb, anume FNK cu CX sunt cei doi. Vine aici rolul de lurker, îi ține cel puțin pe doi jucători aici. Trebuie să vină picul, era boostat acolo sus FNK, respectiv CX l-a scos pe Aaron. Nu se bagă în smoke, deși acela expiră și se bagă Yoshi agresiv. CX, fragul cu numărul 3, superb aici de la fostul jucător Nexus. Poate atunci mi se pare foarte, foarte ciudat să ne fi nimerit cu 5 așa, deci aveți link-ul acolo în chat, în descriere, respectiv pe amândouă. White îl dobară pe Boostrex, CX și el, respectiv pe Blast ulterior, astfel încât adversarii să rămână în și primește o smoke în fața, a pus presiune, FNK este eliminat, de asemenea și White, bomba din fericire, este deja în site și plantul se face. Sound stă la pit. Noi unul la library, aruncat în avans, CX ține sus, dar este eliminat de către Aaron, l-a secat destul de mult. Sound trebuie să ia pe rând un jucător care este sus, respectiv unul în short. Haide sau că poți, Sound trage, dar se clearuie puțin. Yoshi este acolo pe capăt încă o dată și apoi face picul perfect pe capul său. Rand 1 vs 2 cu AWP-ul, dar defuse kit, stă în smoke Rene în dreapta lui. Rene iese lângă el, pre-fire, îl dupoară. Excepțional Rene jucat acolo în smoke. Op, la... Op, White, e prins acolo cu Mag 7 de către Rand. Se avansează, are nevoie de două fraguri, cu siguranță va ieși peste. Aaron ia pagba adiacentă. Ai încercat să... Cristian Gabriel, salut, bine te-a regăsit, sau bine ai venit, Dragomir, hello, domnule. Sound cu FNK, două fraguri în site-ul ăla și rimează Aaron. Opa, Young Punks. Pe lângă asta, cu ce mai pot să cumpere? Sau Sound are ceva de spus? Se pare că da, Yoshi este eliminat, Rene va ieși și el odată ce se confirmă de către Sound că playerul acela este în partea dreaptă, dar Sound îi dobară pe toți și dau este... dau rundele, tai salariu. Salut, Conacule, salut, salut. Intră peste, foarte agresiv ce de la Young Punks. Nu se așteptau All-Stars la agresivitatea aceasta. V-am spus că de fiecare dată când Young Punks au intrat tare peste All-Stars aici pe T-Side, obișnuindu-i cu pasivitatea, au făcut foarte multe fraguri. Aaron aruncă heul, nici măcar el nu știa unde l-a aruncat și l-a scos pe FNK. 2 vs 3, White, double kill-ul. Era 2 vs 4 inițial. White, playerul nostru, veteranul. Da, 67 lasă, White lasă incendiar acolo, se va băga Yoshi în față, dar White face al treilea frag. White cu deagle în continuare, sau în partea stângă, pop flash-ul vine ușor, că White are 4 HP, Blast. Iar unda, sau nu trebuia să se mai complice aici cu... Ba da, caută acea... coach, din câte știu All-Stars, am văzut și eu pe Twitter. Runda de pistoale și FNK-ul doboară pe Aaron. Boostrex era deja băgat în mid, iar playerii s-a făcut schimb de poziții. Ce se întâmplă aici? Au plecat unii din spawnii altora. Ce se întâmplă? All-Star sunt 3 jucători în rampă. Sound-o doboară pe Boostrex. 3 vs 2 se bagă peste. Este o rundă deathmatch în momentul de față din partea celor două echipe. Trebuie să-l pide pe dublaj pe Rand. FNK îl elimină și este Blast ultimul în viață. Face picul, FNK reacție bună. Headshot-ul nu se întâmplă, dar body shot-ul n-au plantat, dar au făcut fraguri pe pistoale. Incendiarea de la CX va bloca acolo pe 2 jucători. Vor lua pagubă. CX cu Rene, nu frag pe acel MP9 care aduce 600 de dolari fiecare eliminare. Rene de asemenea dovară pe Yoshi, dar Boostrex a luat MP9-ul de pe jos și folosește împotriva celor de la All-Stars propriile lor arme. Să vedem. Da, avansează, l-a observat, trage acolo pe gap-ul acela. Iar aruncă heul și Sound acolo cu un bulgăre aruncat către Aro în... Ba, mai țineți minte când era nou, și luați FAMAS? Pușează Aaron, vine acolo, Plapid Fire, Sound este cu flash-ul luat total orbit, apoi Aaron, le rinmește pe FNK, se aruncă smoke-ul și vor avansa direct către B, fără nicio altă așteptare. Bine. Da, boostat aici, boostat bine, boostat, nu mai contează. Urcați, unii fac un turn acolo, e fel, ce numește sticăre, pentru că putem și noi să luăm astfel de runde și CX intră agresiv, deja se știe ce se dorește de către All-Stars. E scos Aaron și iată că se intră din nou pe pasivitate de către All-Stars, foarte de apreciat în momentul de față, pentru că odată ce ai intri fragul, poți să lucrezi total diferit față de adversari. Din păcate, Yoshi este în căutare de fraguri. Vânătorul celor de la Young Punks merge mai departe, FNK așteaptă cu scoutul la taguit, 28 HP, dar wallbang-ul îl încearcă jucătorul german, e low, foarte mult, foarte low și CX
Exe, care face picul acolo de pe colțul de la library. O fac pe playerul nostru, aruncă și el smoke-ul la rândul său și este eliminat de către Boostrex. 11-8. Aceștia au bani. Young Punks renunță. White trebuie să scape de acolo cu acel AWP, dar Boostrex așteaptă cu aceeași armă, elimină pe playerul nostru și se întorc către site-ul pe de domnul, dar să noi gândim deja până acolo, pentru că se poate lua runda. FNK este eliminat într-adevăr de destul de dezavantajat. Jucătorul din ruine încă este acolo. Sex a fost eliminat. S-a luptat Boostrex cu el de pe capul bananei. Rămâne doar Rene în viață și rămâne în mită și caută pixelul. Îl vede pe Rene care intră în cătarea sa, în ținta sa de la lupă, respectiv Hagnate. Hai FNK, era ținta bine pusă, colateral în poate. Blast este eliminat. Trebuie să se retragă. Are flash-ul luat și acum trebuie să se dea mai în spate cu echipierul său. Este prins în colț. Sound este în molly, 62 HP la Yo-Yo, încă un molotov pentru Dark. Cei de la Young Punks parașutează toate grenadele posibile către site-ul B. Trade-urile se întâmplă, rămânem 4 versus 3 în avantaj. White vrea să-mi joace ruinele, dar acolo s-a uitat dacă este un coipierul al său care să se securizeze. Îl prinde pe Aaron acolo pe gap, au lăsat gap prost cei de la echipa Young Punks. FNK face picul 47, verifică Dark-ul, verifică aici la Yo-Yo și acum All Stars știu că au curățat totul. Pică la datorie SX, mergând către bombă, dar White îl elimină pe rand. 2 Sound cu smoke-ul aruncat la Yo-Yo. A fost SK la 7 HP, imposibil să mai iasă de acolo. FNK la 63, trebuie să joace pasiv, dar era pe direcție, iar Yo-Yo a tras perfect pe direcția lui. White este prins, intră Young Punks agresiv, precum pe City Side, peste cei de la All-Star. Se bate prima dată SX, se pare că inversează cei doi aceste picuri. Fac două fraguri, trebuie să rămânem cu ei în viață, dar deja Boostrex vine peste. Boostrex, Rene rezistă, hai Rene, încă unul, Rene, le elimină și pe Aaron. Aveți acolo toate combinațiile posibile. Blast îl doboară pe Rene în față. Trebuie să facă save-ul acum ce drag pe All Stars. E prins și White eliminat. Era bine să-l avem pe White în viață, pentru că aveam 3 save pe lui. White Sound cu FNK drop pe 4 și nu se mai întâmplă. FNK este eliminat. Vin după ei. 3, pardon. Și acum trebuie să vină un tactical timeout neapărat de la cei de la All Stars. E momentul. E momentul eventual să-și un pic agresiv. Young Punks deja s-au dezlănțuit total. Știu cum se joacă pe Sound. FNK e deja observat. Sperăm că nu va verifica eu și până la capă. Dar au făcut două fraguri aici. Foarte bine Sound. Rene este cel care este pus la pământ. Trag perfect cei de la echipa Young Punks, nu vine să cred. Deci pur și simplu în ultimele 6-7 runde au tras impecabil băieții ăștia. 15 la 12. 2 MP9, 2 FAMAS-uri și un M4 la Rene. Se uită Boostrex către mid, eu și deja dobară pe SX. Boostrex și el pe Sound. Este FNK lângă ei. Hai FNK, are jucătorul partea dreaptă. El trage, Yoshi. Of, doamne, trage și prin smoke lângă el acolo. Se întâmplă toate combinațiile în defavoarea noastră. Pierde White acolo duel cu Rand și rămâne doar Rene 1 versus 5 în această situație. Rene încearcă să scoată totuși unul al dobară pe Yoshi în partea dreaptă. Superbă reacția lui Rene aici. Double kill-ul cu AK-47, l-a recuperat flash-ul pe deasupra. Acul vine din partea jucătorilor de la echipa germană. Heul de asemenea cu care încheie runda echipa Young Punks. GG, well played.